ci jertfa apărată de Domnul e un litru, adică jertfă întreagă. Amin. Și atunci când citești așa cuvântul Domnului, știți la ce îți vine minte și Duhul Domnului te învață? Cum e jertfa pe care o aduci înaintea Domnului? Cum e slujirea care o faci? Lipsește din ea? Mai trebuie ceva? Îi întreagă? Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a mustrat pe cei ce aduceau jertfe cu anumite lipsuri. Și a zis Dumnezeu într-un mod foarte dur, spunând lui Israel, zice, e blestemat omul care are în turma lui un miel, o oaie, un iel, întreg, sănătos, și îmi aduce unul care are cusur. Îi lipsește unghia, îi lipsește ureche, îi lipsește, nu știu, ceva pe acolo și voi mi-l aduceți și mi-l puneți de jertfă. Când voi aveți acolo jertfă, dacă mi-l aduceți lipsuri, o să Dumnezeu nu primesc așa ceva. Doamne, așa ești Tu de pretențios? Așa e Dumnezeu. El vrea toată inima, tot sufletul, toată jertfa, toată viața, toată puterea pentru El. Atunci, dacă vrei să te apere Dumnezeu, să-ți apere cauza ta, să-ți apere familia ta, să apere slujba ta, împreună cu mine, hai să ne străduim să aducem jertfa întreagă Domnului. Totul pentru Domnul și nimic pentru lume. Toate cântările pe care gura ta le cântă să aibă un singur sens, o singură direcție, slava lui Iisus Hristos. Amin. Tot ce lauzi, să lauzi pe Domnul. Amin. Tot ce fac, să fac pentru Domnul. Spunea Apostolul Pavel în Coloseni, tot ce faceți, cuvântul sau fapta, să faceți în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Oare lipsește ceva din jertfa ta? Când Moise, trimis de Dumnezeu în Egipt, a negociat cu Faraon. Faraon l-a tot tras așa pe diferite discuții. Zice, mergeți, zice, numai voi bărbați. Acum femeile să rămână. Zice Moise, nu, mergeți și cu femeile. Cu soțiile noastre ieșim, păi lăsați-vă copiii. Și Moise a zis, nu, și cu copiii ne ducem. Păi cu toți, cu toți. Păi duceți-vă, zice, cu o parte din zice. Și până la urmă Moise spune așa, Faraon, tu să mă asculți. Noi când plecăm să aducem jertfe lui Dumnezeu, nici o unghie să știi că n-o lăsăm acolo. Ce unghia o luăm cu noi? Doamne ajută! Nimic în Egipt, nimic. Totul în Israel, totul pentru Domnul. Nici un gând să nu rămână în lume. Nici un gând să nu rămână pentru cel rău. Și gândul să fie sfințit de Domnul. Privirea sfințită de Domnul și vocabularul sfințit de Domnul și ținuta sfințită de Domnul și toate pentru gloria lui Dumnezeu. Ca jertfa să fie apărată, trebuie să fie întreagă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oare ce lipsește? Mă uit la mine, tu uită de la tine. Lipsește ceva din jertfa ta? Din slujba ta lipsește oare? Oare totul e acolo? Când Pavel s-a întâlnit cu ucenicii lui Ioan, s-au bucurat, întâlnirea a fost frumoasă și Pavel îi întreabă, dar voi ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Și ei zic, n-am pe fost pe la biserică atunci când s-au dat, nici n-am auzit. O fi fost de rusalii ceva, vă câțiva, dar așa ceva pentru noi? Și o să zic, Pavel, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, dar a venit după el un altul, Iisus Hristos, care botează cu Duhul Sfânt. Și spune Sfântura, când a auzit ei asta, realizând că le lipsește, au fost botezați și apoi Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei și jertfa a fost întreagă. Frați și surori, nu știu ce lipsește, dar dacă lipsește ceva, caută să completezi. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care au o slujire, care aduc o jertfă întreagă a Lui. Domnul să ne ajute. În familiile noastre, eu spun asta adesea, dacă ei spune soției tale, draga mea, te iubesc 95%. Îi spui soției tale, 95% te iubesc. Știi ce ar zice ea? E bine 95%, e un procent înalt, dar alea 5, a cui nu-i treaba mea, e treaba mea asta. Măi,
Pune-mi castraveți dacă asta e problema. Aducem din țară, nu știu, dacă asta lipsește, 5% mă pun. Dacă ar fi invers, să îi spui soțului tău, dragul meu, te iubesc 97%. Ce face? Păi bine, și alea 3. Păi nu-ți ajung 97. Nu-mi ajung, e și alea 3.000 trebuie. Și atunci faci ce vrei, aspir dacă trebuie, faci mâncare, bați, pireu, numai și alea 3% să le câștigi. Așa e? Acum, dacă asta e în familie și foarte bine când e 100%, Doamne ajută-ne așa să fie. Atunci, înaintea lui Dumnezeu, credeți că ne putem permite cu procente? Doamne, atâta ție ți ajunge, restul? Nu. Domnul vrea întreagă inima ta și a mea să fie al primit. Numai lui Dumnezeu să ne ajute. Ca să primească Domnul jertfa, să o apere, trebuie să fie întreagă. Apoi vei putea să strigi și să zici, Doamne, ajută-mă! Și El va zice, iată-mă, sunt cu tine! Când David a fost la pășune, nu s-a supărat că tatăl său nu l-a dat la facultate și nu l-a făcut general ca pe frații lui. S-ar fi putut supăra, dar el lua harfa și-o zis aici de cioban, dar eu cânt Domnului. Și cu toată inima cânta, măcar că n-avea spectatori. Uite așa ne place nouă când cântăm, să fie mulți. L-am rugat pe cineva, aș pregătească o predică și a predicat duminica. Am văzut că nu prea potrivea predica lui cu duminica și am zis așa, uite de acum, când te programezi, vei sluji marța. Și a zis, bine, dar atunci nu-s mulți. Ce mare problemă! Câteodată criteriile noastre în slujire înseamnă asta. Pentru David nu însemna dacă n-are cine să-l asculte, nu cântă. El lua harfa și știa că nu cântă cuiva să-l asculte, ci cânta unui Dumnezeu atotputernic. Și-o venit leu și l-o deranjat. O pus harfa jos, eu deschid scura că eu folosat o oaie, asta e a noastră, eu dat drumul, o cânta mai departe. Și-o venit șurț, o foflă mânt și l-a să-i luat o măi, vezi că asta a luat tati, nu ți-o dau ție. Și cânta mai departe, inima lui David, lui Dumnezeu, e după inima mea. Și apoi când a ajuns la Saul, la împărat, jertfă tot întreagă. N-a întrebat ce fel de gen de muzică îi place lui Saul, mă împărat, mă te mai conformez. Dacă îi zice rock, n-o stai că rock îi cântăm, nu. El a luat arba și cam mai înainte, Domnul-i păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Când o cântat așa, jertfa întreagă, durile fugeau și David era un om care era apărat de Domnul. O vrut să-l țintească Saul, dar l-a apărat Dumnezeu și a rămas în picioare. Jertfa trebuie să fie întreagă, oriunde ești. Nu uita, tu ești un copil al lui Dumnezeu, nu te înjumătăți, nu te confunda cu lumea, rămâi copilul Domnului, te va apăra Dumnezeu și te vei bucura. Când Dumnezeu te apără, vei fi cu adevărat apărat. Slavă lui Dumnezeu pentru asta! Încrede! Știi de ce nu reușim totdeauna să lucrăm așa în întrecime? Pentru că n-avem credința aia puternică să ne încredem cu totul în Domnul. O zis Daniel, și dacă lei or fi mulți, eu mă rog și Domnul ne scapă. Gloria lui Dumnezeu! Jertfa trebuie să fie întreagă. Aici vreau să încurajez un pic, că poate e destul de greu de țintit acest palier întreg. Dar se poate, cu ajutorul Domnului, se poate. A să vă spun despre cineva și apoi aplic asta la un salm. Despre un fermier se spune că se credea foarte înțelept. El își ara grădina, o pregătea așa straturi, dar nu punea nimic. Și un vecin care era prin zonă l-a tot observat, că și acum el făcea așa, dar nu se mâna. În anul următor, nu se mâna. Și deodată l-a întrebat, o vecine, ce pui după ce ai prășit grădina asta așa, ce semeni, cartofi? Și el zice, nu pun cartofi, că m-am gândit că îi mănâncă colorado. Că bine că ai gândit, dar poate pui porumb. Zic, nu, nici porumb nu merită. Știi cât e kilogramul? 50 de bani. Păi merită să-l pui? Păi atunci pune varză. Varză. Cui
mai trebuie varză? Și atunci ce pui? Și n-ați nimic. Eu mă gândesc. Bine o făcut. Știți că unii așa au ajuns. Mă, nu mă gândesc. Hai să vă spun despre un altul care era mai harnic. El punea mai mult. Bă, atâta trebuie. Bă, mie nu trebuie atâta, dar au trebuit la alții. Și lucra. Întreaga lui grădină era semănată. Da. La final de recoltă, lăsa câte un rând, câte două, necules. Și apoi se ducea în sat să se uite la cine nu i-a crescut cartofii, nu i-a crescut fasolea și zicea, ai la mine un rând. Și-i chema. Odată l-a chemat pe unul care umbla așa mai îndoit de spate, lomboșceatică, mai sărat, mai necăjit, ăsta nu-i creștea nimic. Și-o s-o crescut ție fasole, nu o crescut, zice, nu. Băi, ți-o crescut la mine. Și-o chema ăsta dins de dimineață, luat un coș, vine acolo, ah, bine că ea este lung rândul, bogat rândul, dar bine că, numai că știi cum e când te doare spate. Mai culegea, aulio, dar bine că este și mai culegea și mai... Că voi veni soarele, căldură, vai, no, lasă, bine că este. Stăpânul l-a văzut. A văzut că e greu, că îl doare spatele, că e cald afară. S-a sus în celălalt capăt, a luat și el un coș, a început să culeagă. Dar mă, când ăsta s-a îndreptat, o, asta n-am crezut. O, zic că îmi dă mie tot rândul și acum, uite, mi-l și culege. Am crezut că mi-l lasă. Și acum și supărat, hai să mai apuc și eu cu câteva păstăi, că dacă nu, rămân fără. Numai că stăpânul a venit, a cules, a cules. Și când a ajuns în dreptul lui, o la coșul și l-a turnat în ăstuia. O rămas cu nimic. Și o zic, dar de ce faci asta? Am văzut că ți-e greu. Am văzut că te doare spate. Am văzut că ești împovorat, că n-ai avut ce să mănânci. Am văzut că ești slăbit. Am venit să te ajut. Acum coșul tău e plin, du-te acasă și dă mâncare la copii. Frați și surori, știți că David a spus asta la un moment dat? Paharul meu, zicea el, e plin. Dar cum e plin? Dă peste el, dar știi de cine? De cine l-a umplut? L-a pus stăpânul, l-a turnat acolo. Peste neputințele noastre, el toarnă. Tu fă-ți partea cât poți și de ne se umple coșul. Când Doamne El e plin, slavă lui Dumnezeu, tu mai culege, tu mai roagă-te, tu mai cântă Domnului, tu mai plânge odată, tu mai strigă aleluia, că peste ce faci tu, Doamne Domnul? Și jertfa va fi întreagă și o va apăra Iisus, slăvit să-i fie la mine. Apoi, ca să apere Domnul jertfa și slujba ta, mai trebuie să aibă un criteriu, o calitate. Observați dumneavoastră, spune Biblia, s-a umplut casa de mirosul mirului. Când s-a umplut casa de mirosul mirului? Când mirul era acolo în litru, în sticlaia? Nu. Când l-a turnat pe picioarele Domnului, în legătură cu Domnul, când slujirea asta a fost împreună cu Domnul, atunci casa s-a umplut de mirosul mirului. Și atunci spunem așa, ca să apere Domnul jertfa ta și jertfa mea, slujește pe Domnul, dar să se și vadă. Că așa numai că nu se vede și zic că îl slujesc, asta nu trebuie să se simtă. Măi, zice, când trecem pe cine mirosea o ură de aia, a, nu mai miros așa. S-o schimba. Că a venit jertfa asta împreună cu Domnul și toți cât trec pe acolo, mă, altfel miroase acum. Până acum, nu pace, nici bonjour, nimic nu zice. Acum nu știu ce s-a întâmplat când trec pe lângă el, zice, frate, stai să-ți spun ceva. Ce? Pacea Domnului. Dar ce s-a întâmplat? M-am întâlnit cu Iisus în casă, în Betania, unde a înviat pe unul mort și relația mea cu el m-a schimbat Domnul și se vede. Doamne, ajută-ne. Se vede că ești copilul Domnului. Se simte? Știu părinții tăi că tu te-ai întâlnit cu Domnul. Simte-i asta? Vorbești cu ei? Că așa după vârstă nu mai ne trezim că n-avem cu cine vorbi. Măi, nu mai vorbește fata cu mama, feciorul cu tata, nu mai vorbim. Dacă ne întâlnim cu Domnul, vorbim unii cu alții.
Doamne, doar dragostea asta între noi, să se vadă schimbarea, să se simtă schimbarea. Ce s-a întâmplat cu soția asta? Că până acum, zicea, calcă-ți tu dacă-ți trebuie. Acum, acolo mi-s cămășile, una cămașă călcată, cealaltă și cravata mea. Nu-i de ce ai pățit? M-am întâlnit cu Domnul și Domnul m-a schimbat. Ce cu soțul ăsta meu, că acum zice, cu ce te ajut până acum, zice, pune de mâncare. Acum zice, nu fac eu. Am întâlnit cu Domnul soțul și l-a schimbat. O, Doamne, schimbă-ne, dacă mai trebuie. Jertfa apărată de Domnul e o jertfă care schimbă, care transformă, care se vede. Nu o poți ascunde. N-ai cum. Când ești al Domnului, trebuie să se vadă pe trăirea ta, pe purtarea ta, pe chipul tău, pe viața ta, pe vocabularul tău. Trebuie să se vadă că te-ai întâlnit cu Domnul. Cine miroase să simtă, ești un copil al lui Dumnezeu. Îi striga o femeie lui Ilie și în gura ta cuvântul lui Dumnezeu e adevăr. Glorie Domnului, să se vadă schimbarea, să se vadă că aparții lui Dumnezeu. Când Petru era cu Domnul acolo în fața marelui preot, o slujnică a trecut prin zonă și l-a auzit cum vorbea. Toți vorbeau, unii de Mesie în vremea noastră, alții de cine știe de ce echipe. Ăsta Petru vorbea și el, dar el altfel vorbea. Îi glumeau pe seama Domnului, unii loveau și zicea, prorocește-ne și spune-ne cine te-a lovit. Dar Petru nu zicea așa. El spunea altceva. Mă gândesc că le-ar fi putut spune la mine în casă a fost omul ăsta. Soacră mea era cu friguri acolo în pat, i-a dat mâna și-a făcut-o sănătoasă. Ar fi putut spune asta. O fi putut spune, l-am întâlnit pe unul care striga în milă și el i-a dat vedere. Gloria lui Iisus. Petru ar fi putut spune, am fost înspre Nain și o văduvă își ducea copilul. Ăsta pe care voi îl bajocoriți, i-a dat mâna, l-a ridicat și l-a dat viu. Slavă lui Dumnezeu! Asta spunea Petru, putea vorbi despre asta. Și slujnica l-a auzit și a zis, nu încape îndoială, votul tău te dă de gol, umbli cu Iisus. Dar nu numai asta, vorba ta. Cum le zici așa, dialectul, exprimarea, tu ce spui nu seamănă cu lor. Ăștia zic de una, tu zici de alta. Tu ai umblat cu Iisus, tu ești galilean, tu ai fost la stăruință, părinții tăi spocăniți, tu ai fost dus la binecuvântare, se vede asta. Știi ce a zis Petru? Nu știu ce vezi tu, dar eu voi mere până afară. Și așa afară și-a plâns cu amar. Dar s-a văzut pe el că ia Domnul. S-a văzut în Petru că a umblat cu Iisus. În tine se vede? Umbli cu Iisus. Știu cei de la școală că tu ești copilul Domnului? Trebuie să știe. Eram în clasa 12-a, la liceu sanitar. Și una din profesoarele din biologie mi-a dat ca și teză partea aceasta care cuprinde evoluția omului din substanțele anorganice, ca așa zic ăștia, că am fost niște substanțe, o tătunaș, o fulgeraș, am devenit altfel de substanțe, apoi ălea s-o adunat, s-o făcut un țesut, o bucată de carne, apoi aia s-o făcut pește, la pește pica solze, apoi am căpătat aripi, ne-o pica și penele și iată ne oameni. Și asta trebuia scris în cuvinte mai sofisticate, trebuia în teză. Eu nu pot să scriu asta. Dar ce mă fac era teză. Apoi m-am apucat și am scris cum e în Biblie. Ia a făcut bine, nu? Bine a făcut. După ce am scris asta, da, m-am gândit acum ce-o fi. A venit ora când doamna a anunțat și dacă nu vreți să o chema, a venit cu tezele. A tot dat teza cu tare, teza cu tare. Și m-a chemat și Daniel. Da. Ce mi-ai scris aici? Acum, doamna profesoară, eu am învățat lecția aia, dar nu cred. Eu cred pe asta. Daniel, dar asta e tema. Asta e tema, eu v-am spus-o pe cealaltă. O să așa, Daniel, și eu cred ce ai scris tu. M-a simțit mai bine. Mi-a dat acolo o notă, dacă bine mi-amintesc, eu mă gândesc că mi-a dat 10.
că eu am scris adevărul, dar frate și surori, dacă atunci a fost un moment mai greu, mai ușor, peste ani am văzut un Dumnezeu care a purtat de grijă. De aceea, lasă-te să se vadă că ești copilul Domnului. Eu nu spun să nu scrieți temele, să nu învățați. Învățați că astea-s temele și așa. Dar arătați în jurul dumneavoastră că aparțineți unui Dumnezeu atotputernic. Că nu sunteți un popor care aleargă spre moarte și spre păcat, ci suntem un popor care aleargă spre cer, spre Iisus, spre Domnul. Că dacă pierdem în lumea aceasta, câștigăm în cealaltă. Jertfa apărată de Domnul trebuie să te schimbe și să se vadă că aparții lui Iisus Hristos. Să se vadă Dumnezeu să ne ajute la asta. Suntem copiii Domnului și se vede oriunde ești. Da, aparțin lui Iisus. Doamne, îți mulțumim pentru asta. Un al treilea criteriu al jertfei apărate de Iisus, pe lângă faptul că trebuie să fie întreagă, să nu lipsească nimic. Apoi trebuie să se vadă schimbarea în viața ta, relație cu Domnul, trebuie să se simtă că ai schimbat, că schimb, că ești un schimbat. În al treilea rând trebuie să aibă sens, scop. Știi ce citesc aici în versetul 7? Iisus a zis, lasă-o în pace, că ce-a l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Adică, atunci când slujesc pe Domnul, motivația cu care îl slujesc trebuie să fie una curată, una sfântă. Maria, când a slujit cu litru de mir, n-a fost motivată de ideea de a se arăta și altora că uite ce mir are ea. În spatele acțiunii ei nu era imaginea ei să se știe că și ea acolo, ci motivația slujirii ei era pentru ziua îngropării Domnului. Avea un scop, avea un rost. Pe când ceilalți ucenici se certau cine oficial mai mare când pleacă Domnul, ea sparge vasul și pune pe picioarele Domnului mir, pentru că Domnul urma să fie îngropat și a treia zi să învieze. Observați motivația cât de curată, cât de lipsită din motivația aceasta era persoana Mariei. Ea n-a mai contat. Tot ce a contat a fost Iisus să fie slăvit. Iisus să fie înălțat, Iisus glorificat, tot ce a contat pentru ea a fost Domnul. Nici măcar circul care l-a făcut Iuda n-a contat. Nici măcar repulsia provocată, că unii au zis, de ce n-ai vândut, n-a contat. Contează atât, Hristos să fie înălțat, Hristos slăvit, atât contează. O, Domnul să ne ajute la asta. În rest, celelalte n-au valoare. Dar dacă prin lucrarea ta Domnul e slăvit, să nu uiți, te va apăra Domnul pentru ce ai făcut. Glorie lui Dumnezeu. Nu eu, nu nouă, zicea David, numelui tău dă slavă. Prin lucrarea care o face Dumnezeu să fie înălțat. Slavă lui Dumnezeu. Pentru ziua îngropării. Și acum întreb, în spatele slujirii noastre, în spatele acțiunilor noastre, ce stă? Ce ne motivează? Ce te determină să te porți într-un fel sau în alt fel? Care este puterea aia din spate care te împinge să faci o lucrare sau alta? Dacă este puterea Duhului Sfânt, dacă este voia lui Dumnezeu, dacă este pentru slavă lui Dumnezeu, te va apăra Domnul. Dar dacă acțiunea ta sau a mea are alte motivații, cine să te apere? Știți că în Scriptură unii sau alții s-au purtat în funcție de un sentiment, de o voință și rezultatul a fost dezastruos? Știți asta? Amintiți-vă la un moment dat că Saul păcătuiește, dar când se întâlnește cu Samuel îi spune așa, cinstește-mă, zice, în fața bătrânilor. Hai cu mine la templu, pune-mă acolo cât de în față, cinstește-mă în fața bătrânilor. Și Samuel a zis, da, auzi, dacă Domnul te-o lepădat, de ce mai vrei tu să fii așa? De ce? Lasă tu astea, pe mine să mă cinstești. Ce a stat în spatele acțiunii lui? Eul lui, mândria lui, băi, eu sunt, nu ești, el lui, slavă lui. În spate ce stă?
care e acțiunea ta? Știți că în Biblie pune Scriptura că unii s-au ridicat împotriva altora pentru că erau invidioși pe lucrarea lor? Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, că Domnul ascultase jertfa lui Abel. Și Cainul asta nu pot eu să accept. Motivația era invidia, era pisma, duhul de ceartă. Nu-mi place! De ce? Frați și surori, tot ce facem pentru Domnul, pentru El. Și când în spatele acțiunilor noastre este slava lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează. Când Petru și Ioan s-au dus la templu, spune Scriptura, motivați de a da slavă lui Dumnezeu, au dat mâna celui slăbănoc și au zis, numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Și spre surprinderea lor, slăbănocul nu a ieșit să plece, a intrat înăuntru, nu-l mai puteai opri. Dar era rugăciune, ăsta te striga. Păstorul tău zicea, amin, amin, ăsta nu-l mai încerca. Începea că sărea și lăuda pe Dumnezeu, nu-l mai puteai ține, că Domnul l-a vindecat. Cum să nu strigi aleluia când Domnul te-a ridicat din slăbănogenia ta, din păcatele tale, când Domnul te-a eliberat de patim, cum să nu zici glorie lui Iisus? Slavă lui în veci! Dar Petru și Ioan și-ar fi putut atribui lor rezultatul ăsta, să că așa, da, că toți se uitau la ei și privea. Dar Petru ca și Ioan, bărbați izraeliți, de ce vă uitați la noi? Ca și cum prin puterea noastră s-a făcut lucrarea aceasta. Hai să vă spunem ceva. Omul ăsta stă înaintea voastră schimbat în numele lui Iisus din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat și viu în vecii vecilor. Slavă lui în veci! Ce stă în spatele tău, Petru și Ioan? De ce vorbești așa? Vorbesc așa ca între noi să fie înălțat Domnul, slăvit să fie numele. Ce te motivează? De ce faci o lucrare sau alta? De ce te botezi? De ce stăruiești? De ce vii la biserică? De ce pui acolo în perșă? De ce predici? De ce cânți? Și răspunsul să fie unul. Pentru gloria lui Iisus Hristos, pentru slava Lui, pentru asta mă port așa. Când David a avut conflictul acela cu nevastă sa, cu Mical, i-a dat un răspuns frumos, știți că a adus chivotul de la Obed-Edom și David nu s-a mai controlat. În fața chivotului, el sărea, n-a mai contat că mașa este în strâng, gulenul și l-a încheiat. Vai de cămașă, striga de numai, din răsputeri sărea înaintea lui Dumnezeu. Slujnicile l-au văzut, soldații, generali, aoleo, ce împărat avem. Vai de el împărat, dar s-a uitat și nevastă sa, aoleo, ce soț am. S-a uitat de pe geam, ăsta-i David. David bucuros, intră în casă, să-și binecuvinteze casa, draga mea, Domnul să te, astăzi, Domnul. Dar nu a mai apucat, că știi câteodată când soțiile se pornesc, tu nu mai ai pus să-ți mă poate nu totdeauna. Și asta începe să zică, cu câtă cinste te-ai purtat tu astăzi, băi, tu n-ai văzut, mă, lumea e civilizată, măi, în Belgia, măi, cum se poartă și tu uită-te ce faci. Și ai spune, stai un pic să-ți explic, nu-mi explica. Și până la urmă, David zice așa, ascultă-mă, să știi că data viitoare, mai mult, mai jos mă plec. Totuși, nu voi fi coborât în fața celor de care tu îmi vorbești, că toate astea le-am făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă-ne casele, familiile, să înțelegem că dacă pentru Domnul facem o lucrare, soție și soț, copii dragi, va răsplăti Dumnezeu, chiar de nu-i înțeleasă lucrarea aceea. Eu uneori le mai spun colegilor mei că mă mai întreabă, zice, unde ai fost weekend? Nu, ce să le spun? Vineri la seară prelungită, sâmbătă stăruință, duminică dimineața de la 9 la biserică, până la 12, dau fumul safir și-o fac până la 1 și de la 5 iară. Așa m-am venit la loc. Și zicea ceva, măi, nu, așa nu înțelegem. Asta nu-i, cum e asta, măi? Uite așa, măi, că noi acolo îl simțim pe Domnul. E atâta bucurie. Ne încărcăm în zilele acelea și mai mergem o săptămână slujindu-L pe Domnul. Ei spun că eu vă
fac cor, eu fac încolo, ei sâmbătă, i-au dormit, duminica dimineața abia s-au trezit și treaba fiecăruia. Dar nu uita, dacă pentru o vreme aici ne purtăm ciudat, poate, neînțeles, nu uita că nici Maria nu o înțelează. Cum să pui tu mirul pe picioarele Domnului? Nu părea nici cu un scop, nu părea deloc, măi, mirul, te ungi pe cap. Îl folosești de schimb, mir pe picioare, nu părea deloc înțeles. Dar s-a ridicat Domnul, stai că vă explic, a zis Domnul, urmează să fiu îngropat. Mirul ăsta e pentru îngropare, are motivație, are scop, e pentru mine, a zis Domnul. Și Domnul a apărat-o pe Maria să ne apere Domnul și pe noi. Dar ca să ne apere trebuie să avem un scop clar. Lauda Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi încă un criteriu și încheiem. Vedeți un lucru pe care noi îl citim și poate trecem ușor sau mai puțin ușor. Versetul 8 spune așa. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, a zis Domnul. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Știți ce înțeleg din lucrarea aceasta, din cuvântul Domnului? Că jertfa asta primită și apărată de Domnul are un timp potrivit. Nu poți să faci lucrarea asta când vrei, când ai chef. Știi ce a spus unuia? Nu mergi să dai un unde, ce n-am chef. Asta da. Măi, dacă și asta merge după chef, nu mergi la adunare. De că n-am chef acum să mă duc. Bine. Pe săraci a zis Domnul, nu mă aveți totdeauna. Pe săraci aveți totdeauna pe mine, nu mă aveți totdeauna. Înțeleg de aici că slujba, jertfa pe care Domnul o apără, nu poți tu încadra într-un timp, într-un trimestru, într-o zi sau alta, ci eu și dumneavoastră trebuie să-L slujim pe Domnul la momentul în care Domnul are nevoie de slujirea mea. Eu sunt pregătit, eu sunt acolo. Când Domnul mă cheamă, eu nu încep de atunci pregătirea. Eu nu atunci am noi gândit cântarea, atunci m-o gândi. Nu, eu trebuie să fiu gata, destoinic, pregătit. Că Domnul vine în casă. Când Domnul vine, eu am mirul, îi un litru, îi curat, știu că trebuie, îl pun pe picioare Domnului și Domnul mă apără. Asta înseamnă că trebuie să fiu pregătit, destoinic pentru orice lucrare bună. Când Domnul are nevoie de slujirea mea, să pot spune, iată-mă, Doamne, sunt aici. Trece pe lângă tine, Domnul pune să se întâlnească, dar tu nu ești pregătit, că tu ești supărat. Dar ce să-i zici despre Domnul când nici tu nu-L ai? Și atunci, Domnul vrea să faci o lucrare, dar tu nu ești pregătit pentru ea. Când acum știi cumva, mă, te-ai uitat unde nu-a trebuit. Nu, mă, cum să faci lucrarea? Și toate astea ne scuzăm și azi, ne scuzăm și mâine și Domnul nu aveți totdeauna. Haideți să înțelegem că azi e timpul când Domnul te vrea curat, să lucrezi pentru El, pregătit că Domnul e în adunare. E aici. Astăzi Domnul îți poate da ce-ți lipsește, dacă ești gata să primești. Astăzi Domnul îți poate răspunde rugăciunii, dacă ești pregătit pentru asta. Astăzi Domnul îți poate vorbi, dar urechea ta poate discerne vocea Duhului Sfânt. Astăzi îl poți vedea pe Domnul, dar sunt ochii tăi curați să-L vezi. Astăzi poți rosti cuvinte mari, dar vocabularul tău e curățit de Domnul. Haideți să înțelegem că trebuie să ai parte de această pregătire și apoi în slujbă să fii gata. Când Domnul te cheamă, să fii pregătit. Dumnezeu să ne ajute. Să fii, Doamne, sunt aici. Și timpul nu-i de mâine, e de azi. Pe lângă asta, nu doar pregătirea asta e importantă, dar și ziua de azi e un dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Și nu pot spune, mă bazez pe cea de mâine. Azi ți-o dat Domnul ziua. Azi întoarce-te. 10 scriși pe listă, dar de ce n-ar fi 20? Nu mai mântuiește Domnul? Azi mai mântuiește. Dar scrie-te. Spune lui Dumnezeu, azi da, te voi sluji, Doamne. Te am azi la adunare.
Doamne, îmi dăruiesc viața ție. Azi mă sfințesc, Doamne. Azi mă eliberez, Doamne. Azi renunț, Doamne. Azi le las. De ce? Azi ești aici. Și dacă azi ești aici, azi mă bucur de puterea ta, de îndurarea ta. Folosește prezența Domnului astăzi cât e în casă. Când e Lazar pe care Domnul l-a înviat. Când e Maria care Domnul o iubea și e liberată de atâtea și atâtea. Când e sucenici aici, bucură-te și tu de prezența Domnului și slujește pe Domnul azi. Doamne ajută! Amin. Eram acasă și spun lucrul acesta să vedeți cât de important e că Dumnezeu ne-a dat zile, viață, sănătate și cât de mult trebuie să primim cu bucurie ce ne-a dat Domnul, că nu știm ce vine. Mă sună într-o zi un prieten, frate, Florin îl cheamă, și zice, Daniel, soției mele curge sânge din gingii, parcă și din ochi. Știam că de o vreme făcea un tratament. Și asta este grav. Du-te repede la spital. Era aprilie. La spital, Diana o chema pe soția lui, 29 de ani. De la spitalul din satul mare a transferat-o în Cluj. Trombociții erau foarte scăzuți. De aceea sângele îi curgea. Efectiv era ca apa, foarte fluid. Era pe la începutul săptămânii. Spre sfârșitul săptămânii mă sună și îmi zice, Daniel, Diana a murit. E moartă, eu sunt aici, parcă e ceva urât, un vis urât, dar e o realitate. Ajută-mă cumva, vezi de mormântare. Că a venit ziua mormântării, doi copii aveau, Darius și Daniel. I-au pus pe sicriu, pe amândoi, pe marginea sicriului. Ăla mic, Daniel, rupea petale din buchetul care a pus pe pieptul mamei și lăsa așa pe față. Și a rupea și a lăsa. Și la un moment dat a strigat acolo. Tată, de ce nu se mai trezești tu, mama? Trezești-o și hai să mergem acasă. 29 de ani. A fost atât de tragic, atât de greu. Și zic așa, eu am mai mult de 29. Dumnezeu nu mi-a dat viață. Ți-o da și ține. Poate ești sub, poate ești peste. Dar azi îl ai aici pe Domnul. Ce faci cu el? Te vei pleca la picioarele lui azi? Îți vei deschide mirul acela întreg să-i torni la picioare? Îi vei deschide inima și vei spune, Doamne, vreau să te slujești. Și motivația e pentru slava ta, mi-ai dat atâția ani. Copiii mei nu-l lasă pe tale. Copiii mei mă strigă și o le fac ceai. Și îi îmbrac și îi strâng în brațe gloria lui Dumnezeu pentru asta. Astăzi Dumnezeu ți-a mai dat o zi. Mă aveți, o zis Domnul, azi, dar mâine, dar peste un an, o, Doamne, îți mulțumim că azi ești aici. Îți mulțumim că ești cu noi. Slavă lui Dumnezeu! Ca să faci o slujire apărată de Domnul, nu uita, trebuie să ții cont și de timpul potrivit. Ești tânăr sau tânără, e timpul potrivit să slujești pe Domnul. Nu discoteca trebuie să se bucure că tu ești frumos sau frumoasă. Nu, Domnul trebuie să se bucure că te-a făcut frumos și frumoasă. Copilăria ta nu trebuie să fie plină de Batman, Batman și câți ori fi apărând acum copilăria ta. Să fie ca lui Samuel care striga către Domnul, vorbește-mi, Doamne, că robul tău ascultă. O, Doamne, binecuvântează-ne copiii cu prezența ta. Viața ta de om matur nu trebuie să fie mereu și mereu o viață de înfrângeri și de cădere, iar am căzut, iară, tu fii un biruitor, Dumnezeul nostru, Dumnezeu atotputernic, care te poate ține de mână și azi la aici, de nu pot strigă-l, Doamne, scapă-mă odată, ridică-mă odată și poate Domnul să se îndure de tine. Folosește timpul acesta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați, jertfa apărată de Domnul, are câteva criterii, câteva aspecte și numai așa le apără. Mai întâi să nu uiți că trebuie să fie întreagă. Domnul nu apără jertfe pe jumate. Am făcut și eu ce am putut. Da? Rămâi cu ce ai făcut. Domnul apără și strigă pentru tine și se ridică pentru tine dacă jertfa ta e întreagă. Întreagă a Lui. Cu totul pentru Domnul Dumnezeu să ne ajute. 2. Domnul apără jertfa dacă e una în relație cu El și se vede. Nu e una nevăzută. Măi, ce-i pocăi, dar nu se vede.
nu se vede nici noi. Ce slujește servitorul? Cum poate bietul? Bietul, Domnul n-are bieț. Domnul are biruitor. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Hai să fim biruitori. Vrea să slujească. Face cu toată puterea. El vede și se schimbă ca să fie după voia Domnului. 3. Domnului îi plac jertfele și le apără când au în spatele lor motivații corecte. Pentru ce faci tu lucrarea asta? Ca Domnul să fie înălțat în biserica Maranata. Amin! Păi dacă asta faci, Domnul să te binecuvinteze. Dacă asta e motivația, e bine. Domnul te va apăra. Și apoi, Domnul apără jertfa când e la timpul potrivit. Când e timpul prielnic și ăla e de astăzi. Și ne-a dat Domnul dimineața asta să-i mulțumim și să folosim asta. Domnul să fie slăvit în veci. Amin. Amin.